Iată, noi, estimați respectatori, în partea a doua a fotoliului cu GIMP, invitatul nostru de astăzi este Emanuel Clej, candidatul pentru primăria municipiului Deva din partea ALDE. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre lista de consilieri pe care ați depus-o, despre media de vârstă și despre faptul că sunteți o echipă tânără. Da? Și puternică. Și puternică. Ok, rămâne de văzut lucrul ăsta și de demonstrat. Eu vă doresc succes tuturor. Mulțumesc. Până la urmă. Vreau să-mi... Vorbeam și de canalizare și de multe alte lucruri. Cum credeți că va fi campania asta electorală care, iată, bate la ușă? Îmi doresc să avem o campanie în care toți candidații să vină cu proiecte pentru Deva, proiecte care să fie realizabile. Să vină cu responsabilitate în fața devenilor și să nu ni se mai promită lucruri care, inclusiv cei care le promit, știu că nu sunt realizabile. Să știți că un oraș nu se poate dezvolta nici în 3 ani, nici în 4 ani, poate că e nevoie de 7, 8 ani, poate chiar 10 ani. În ceea ce mă privește, voi veni cu o imagine de ansamblu a modului cum vreau să dezvolt Deva, pentru că îmi doresc, împreună cu echipa mea de consilieri, să trecem la un alt capitol, un nou capitol pentru Deva, o altfel de administrație pentru un altfel de nivel de trai. Asta ne dorim. Și atunci plecăm de la proiecte care vor fi posibil a fi realizate în primii 4 ani, într-un mandat de primari, că asta e, nu putem noi să lucrăm cu perioada unui mandat, și proiecte care vor începe începând din 2021, dar care nu se vor finaliza în 2024, pentru că e nevoie de mai lungă perioadă de timp pentru a putea fi finalizate. Da. Nu vreau să văd proiecte, știu eu, senzaționale, spectaculoase, la fel cum au fost promise în 2017, iar astăzi, la sfârșit de mandat de 3 ani de zi, aproape 4 ani azi mâine, de când ne-am prezentat la urne, să văd că niciun astfel de proiect, ceea ce ne-a fost propus în fază de campanie electorală, la finele mandatului este nerealizat. Deci îmi doresc să avem proiecte care să fie nu doar pe hârtie, ci și faptic în orașul nostru, care să aducă bunăstare devenilor. Păi oricum, dacă va fi să câștigați fotoliul de primar, va trebui să duceți mai departe și proiectele deja inițiate de administrația actuală. Cu siguranță le-aș duce dacă le-aș găsi. Astăzi constat că actuala administrație nu are niciun proiect. E, chiar așa? Chiar așa. Eu spun cu regret. Păi dumneavoastră cum? Spuneți că mirat? Sunt o... Da, păi na, la emisiuni și așa mai departe aud. Avem proiect de nu știu câte milioane de euro acolo. Da. Avem, zilele trecute le auzeam pe am domnul... semnat aia. Zilele trecute le auzeam pe domnul primar lăudându-și activitatea cu proiecte în valoare însumate de peste 100 de milioane de euro în tot ceea ce înseamnă sesiune extra bugetară de finanțare pe fonduri europene și guvernamentale. Acum m-aș întoarce un pic înapoi în timp, nu pot să mă întorc înainte, m-aș întoarce în timp și aș și mă întreb, oare știți un proiect în municipiul Deva pe PNDL? Știți un proiect serios din surse de finanțare nerambursabilă guvernamentale sau europene? Nu știu absolut nimic. Doar niște proiecte care ne-au fost promise, iar astăzi ni se promit că ele au intrat în implementare. Nimic mai fals decât atât. Pentru că stau și mă uit și îmi spune că acea sală polivalentă care va avea nu știu câte mii, zeci de mii de locuri pe suprafață desfășurată destul de mare a intrat în implementare. Este doar o licitație a studiului de fezabilitate. Domnule primar, dacă nu știți care sunt etapele implementării în unui proiect, vi le pot spune că fac proiecte din 2010. În primul rând trebuie identificată sursa de finanțare. Vezi dacă un proiect poate primi bani sau nu. Înțeleg că ați găsit-o la Compania Națională de Investiții. Am o rezervă în a spune că această Companie Națională de Investiții ar putea să finanțeze toate proiectele care le promit primarii din fiecare municipiu, oraș și comună. Dar să dăm crez faptului că această finanțare ar fi posibilă și mergem mai departe. Ajungem la un studiu de fezabilitate, care până să fie realizat, a trebuit. Noi suntem doar aici. Din 2017 și până în prezent,
nu am fost în stare să călcăm pedala de accelerație, să accelerăm ritmul de a avea totul studiu de fezabilitate realizat. Poate că nu este fezabil o astfel de investiție. Eu știu ce rezultă din studiu. Că studiul îți dă o soluție care te poate pune pe gânduri sau continui sau nu continui proiectul. Deci noi suntem în etapa în care Compania Națională de Investiții a scos la licitație atribuirea realizării acelui studiu de fezabilitate. Deci, de astăzi mai sunt luni bune, luni de zile, luni în care vom afla cărui operator economic a fost atribuită această lucrare, acest serviciu, adică de realizarea studiul SF-ului. De fezabilitate, asta e SF-ul. Exact. Și după aia după aceea mult, merge mai departe, proiectul tehnic, licitația proiectului tehnic, merge mai departe, faza de desfășurare a lucrărilor, recepție. Deci, ia că din 2017 până în prezent, acea sală polivalentă promisă, că ne-a fost promisă, în 2017 este, aș putea spune, în afara mandatului domnului primar. Pentru că dacă n-ar fi fost această blestemată de pandemie, mandatul domnului primar și a tuturor primarilor s-ar fi finalizat în luna iunie, la început. Da. Deci, o întâmplare, o conjunctură nefavorabilă pe care nu și-ar fi dorit-o nimeni, face ca domnul primar să fie astăzi încă în funcție, iar acest proiect, acest SF-ul, această licitație pentru studiul de fezabilitate să înceapă. Altfel, erau 3 ani irosiți în care ne-a fost promis o sală polivalentă și pentru care nu s-a făcut absolut nimic. Cum? E studiul de fezabilitate. Este în afara mandatului normal sau ca perioadă de timp a domnului primar. Pandemia a făcut ca acest studiu să fie doar licitat, nici măcar atribuit, încă în mandatul domnului primar Florin Oancea. Ați spus la un moment dat că viața este undeva din ce în ce mai grea. Pe ce vă bazați când faceți această afirmație? Pe simplul fapt că nu vedem o viziune a celor care astăzi sunt în primăria Deva la modul în care ar trebui să se dezvolte orașul. Ce ar trebui să facă oamenii? Care ar fi niște proiecte care să le genereze bunăstare, care să-i facă să rămână în oraș? Da, nu avem urbanizare. Mai grea? De ce e tot mai grea? Mai grea din ce punct de vedere? E foarte greu, fiindcă locurile de muncă sunt așa cum sunt. E foarte greu pentru că salarizarea este la un nivel destul de scăzut. E foarte greu pentru că lipsa unor investiții în municipiu duce la o distanțare a investitorilor față de municipiul nostru. Nimeni nu vine să investească într-un oraș care stagnează. Nu ai forță de muncă, nu ai perspective pentru învățământ. Adică eu am nevoie de muncitori, am nevoie de oameni care să lucreze, am nevoie ca familia acestora să se poată dezvolta în oraș. Nu o să găsim investitori care să vină să investească în municipiul Deva dacă nu le acordăm fel și fel de facilități. Dacă nu avem un pug. Nu știi astăzi. Îmi fac o casă, lângă mine se face o fabrică de mobilă. Sau îmi fac o fabrică de mobilă și nu mai pot să-mi fac un depozit, că lângă mine se face un bloc de locuințe. Deci este un haos de... Nu știu dacă vreodată în municipiul Deva a fost așa un haos ca și în ultimii 3 ani de zile. Vă referiți la stilul de a construi sau ce? La tot ceea ce înseamnă lipsă de viziune, dezorientare și direcție greșită. Adică totul este ca un haos. E ca o minge de ping-pong, dintr-o parte într-alta, într-un final pică de pe masă. Cam asta și situația în care noi ne aflăm astăzi cu Deva. Un pic apocaliptic, așa. Dacă în acest an nu reușim să... Apocaliptic, de-a dreptul. Dacă nu reușim să facem schimbarea de care noi toți avem nevoie, mi-e teamă că cei 4 ani de zile vor fi, care urmează un nou mandat de primar, vor fi catastrofali. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla ca Deva să-și piardă și titulatura de municipiu reședință de județ. Să ne gândim să fim totuși raționali și să conștientizăm faptul că această calitate de municipiu reședință de județ are foarte mari beneficii. Instituțiile prefectului deconcentrate și instituțiile subordonatele de la nivel central în județul Hunedoara, marea majoritate au sediile și se desfășoară activitatea în municipiul Deva. Cred că în municipiul Deva 10.000 de cetățeni au locuri de muncă în astfel de instituții, de unde își câștigă banii,
Și își asigură... Și am mulți? Păi dacă doar în primărie sunt 1000 și vreo 200 de angajați? Mergeți mai departe. Luăm Consiliul Județean, Prefectură, toate subordonatele, tot ce înseamnă subordonate a Prefecturii și Guvernului, Ministerilor. Ajungem la 10.000. 10.000 de bugetari în Deva? Câți au Spitalul Județean de Urgență? Nu știu câți au. Ei nu sunt în categoria de bugetari. Mai mult de 700, 800, mai mult? Sunt peste 1000. Deci discutăm de oameni care muncesc în Deva. Ce ar însemna ca aceste instituții să fie plasate în Hunedoara? Clar, parte dintre ei vor face naveta, dar parte dintre ei vor fi angajați din municipiul Hunedoara. O situație... Prin Consiliul Județean și prin primărie mai sunt și angajați care nu sunt neapărat din Deva. Sunt, dar ponderea, sau cei mai mulți, sunt din municipiul Deva. Deci, aceste instituții publice oferă locuri de muncă într-o proporție covârșitoare pentru deveni. Dacă nu ar fi aici, acei deveni care lucrează acolo ar trebui să își caute alte locuri de muncă. De ce ar și le-ar căuta unde? Nu știu, unde le-ar găsi, probabil. Unde le-ar găsi? Unde le-ar găsi. Sigur, în Deva nu. Vor pleca, își vor lua familiile, vor apela la relocare, își vor continua viața acolo, de parcă nu e suficient că avem un grad de populare masiv. De la un an la altul suntem mai puțini, un oraș mai îmbătrânit, mă refer ca și populație și ca medie de vârstă. Deci uite că avem foarte mari probleme și trebuie să le găsim rezolvare, să găsim soluțiile ele. Pentru că din 2017 ne-au fost promise soluții la probleme și astăzi constatăm necăjiți, amăgiți, că nu s-a schimbat nimic. Păi și și dacă, nu, dacă nu este măcar la fel de rău, este și mai rău. Și asta credeți că mea. Ați reușit dumneavoastră, acum trebuie să vă împung un pic, să veniți călare pe calul alb, poate chiar cel din fața casei de cultură, în chip de cavaler Eu salvator. Eu nu cred, ci sunt convins de lucrul acesta. Nu mă voi duce pe un cal alb, mă voi duce pe jos, pentru că mă voi duce la primărie să văd doar ce fac angajații, subordonații, pentru că rolul unui primar este în comunitate. Locul unui primar este în fiecare zi în cartier, împreună cu consilierii, să ia pulsul cartierului, comunității, să vadă care sunt problemele. Dacă stai într-un birou și îți chemi subalternii la raport, spunem ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă acolo, din vorbă, din gură în gură, mesajul se denaturează. S-ar putea să ajungă la tine un mesaj cu totul denaturat. Iar ceea ce își dorește locatarul din blocul X, scara B, etajul 3, apartamentul Y, s-ar putea să fie ceea ce ție nu-ți ajunge la urechi și tu să nu poți să rezolvi problema. Păi bun, și atunci, dar nu se ca și primar, trebuie de să zile fii... tot timpul acolo. Așa am fost obișnuiți, că nu se poate. Eu vă spun că se păi poate. Bun, dar se poate pentru că... În două săptămâni ați terminat toate zonele. Ce faceți? Păi mă luați de la capăt. Ha, și eu m-aș bucura că în două săptămâni, ai spus? Da. Și eu m-aș bucura că în două săptămâni să rezolvăm toate problemele orașului. Păi nu se le rezolvă. Nu pot acolo, să fiu așa de nesimțit sau de iresponsabil și să spun că în două săptămâni voi rezolva toate problemele, dar eu cred că în primii 4 ani, în primul mandat de primar, voi rezolva mare parte dintre ele, chiar dacă asta înseamnă să schimb 70 de perechi de pantofi sau 100. Nu mi-e teamă să mă plimb, să mă duc în cartier, să iau pulsul cetățeanului și să găsesc rezolvare la problemele pe care le confruntă. Păi bun, dar acum în cartier cetățeanul ce poate să spună? Domn primar, n-avem ce? N-avem. Sau vrem ce? E normal să nu știm ce-și dorește cetățeanul dacă nu mergem acolo. Ba de locurile de joacă, ba de banca din fața locuri blocului. Locuri de joacă, locuri de parcare, curățenia orașului, relația cu asociația de proprietari trebuie iarăși întreținută și îmbunătățită. Păi ce treabă are primăria cu asociația de proprietari? Ce relație? Păi ar trebui să aibă relație. Eu spun că da. Păi, nu, pentru că proprietarii... Să mijlocească primăria relațiile dintre sigur că da, asociațiile sigur de proprietari că da, și proprietarii. Să vedem unde sunt probleme. Sunt foarte multe. Ne-au fost promise 50 de blocuri anvelopate termic din 2017 până în prezent. Vă spun eu că mai mult de 5 nu s-au făcut, deci 10%. Băi, de ce pentru nu s-au o mai bună... Păi, asta ar trebui să răspundă cei care nu s-au făcut, care au promis. Pentru că au fost promise foarte multe, 50. Eu aș pleca încă de la început. Am fost mințiți. N-ai cum să faci 50 de blocuri în 3 ani. Drept dovadă că nu le-ai făcut. Cel mai real răspuns și adevărat. Și doi la mână, poate că dialogând mai des
cu asociația de proprietari, cu acei președinți, cu acei administratori, ai vedea care sunt blocurile unde sunt oameni, blocuri care sunt eligibile la astfel de finanțare. Pentru că în caietele de sarcini sunt anumite condiții. Că a venit un mediu pe fiecare familie să fie sub un prag și așa mai departe. Nu știu dacă înainte să vii să avansezi un număr de astfel de imobile care ar urma să fie anvelopate termic, n-ar fi trebuit mai bine să faci o analiză, să vezi cam care ar fi pliabile unei astfel de finanțări și mai apoi să anunți. Dar v-am spus, pentru că în ultimii ani am văzut doar irresponsabilitate din partea celor care au candidat și care au fost în primăria Deva, este un factor care ne face să fim astăzi în situația în care suntem. Nu poți să vii să spui, vreau 50 de blocuri anvelopate termic. Nu se poate. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. De indiferent ce cum te numi. De ce să nu ai cum să-l faci? Pentru că sunt niște proiecte supralicitate. Păi dacă ai bani, le faci, domnul Clăș. Dar problema noastră este următoarea. Deva este un oraș supra-îndatorat. Datoria publică este aproape de limita maximă permisă. Noi nu avem parte de cofinanțare. De unde aveți informația asta? Am discutat cu colegi din primărie, m-am uitat peste buget, peste tot ce înseamnă. Credeți că în momentul în care degeaba vine Uniunea Europeană și îmi spune ok, ai nevoie de 25 de milioane de euro, eu ți le dau, dar trebuie să vii tu cu parte de cofinanțare, 2%. Dacă eu, aici am problemă, acea cofinanțare îmi lipsește. Nu pot să depun un proiect, fiindcă sunt blocat. Iar dacă depun acel proiect și consum partea de cofinanțare, categoric nu mai am bani pentru un alt proiect de 25 de milioane de euro. Pentru că vă spuneam, zile trecute l-am auzit pe domnul primar spunând am tras 100 de milioane de euro proiecte europene. Care sunt alea? Vedeți dumneavoastră în Deva proiecte de 100 de milioane de euro? Am vedea dacă facem locuri de joacă cu 1 milion de euro bucata, dacă facem locuri de parcare la 45.000 de euro bucata, dacă facem, știu eu, dacă schimbăm panseluțele la da, 100 de lei nu prea văzut bucata, flori, nu mă refer neapărat la specia, la panseluță. Deci am putea cheltui 100 de milioane de euro doar dacă sunt cheltuiți responsabili. Dar eu astăzi nu văd niciun proiect de investiții realizat în Deva, dar și acea sumă de 100 de milioane de euro mi se pare iarăși un praf în ochi aruncat, că sună bine, nu-i așa? 100 de milioane de euro. Ne sună mult. Ce tari suntem. Dar sună și prost. Ar fi fost bine să fie 10 milioane de euro investiți în Deva și eram mai în față decât suntem acum. Credeți? Departe de... Mi-aș fi dorit, nu pot să cred. Mi-aș fi dorit să fie măcar 10 milioane și am... Păi ce, nu s-au băgat 10 milioane de euro în Deva în ultimii, domnul Clăș, în ultimii 3 ani? Poate m-a ajutat dumneavoastră, nu știu, poate nu la 36 de ani mă lasă memoria. Sunteți Deva. N-avem niciun proiect. Ni s-a promis bazin olimpic de not, ni s-a promis sală polivalentă, ni s-a promis autobuze electrice, ecologice, stații de autobuz. Nimic. Nimic. Pistă de biciclete, cetatea finalizată, absolut nimic. Dacă acum mergem din studio cu cameramanul după noi pe cetate, o să vedeți o cetate părăsită, cu lucrări începute, schele abandonate, unde turiștii merg și se sperie. Ce, mamă, unde am ajuns? De ce se sperie? Arată ca după un război, după o luptă. Zice, aici ați făcut un teatru? Nu se poate să fie așa răvășită cetatea. Ea trebuie să fie finalizată. Adică sunt din 2013. De 7 ani muncim la ea și nu suntem în stare să o finalizăm. Lasă-o, naibie, nu se mai poate. Nu se poate. 3 ani să stai să nu faci nimic. Nu se poate. Dar domnul Florin Oncea ne-a obișnuit. Ba, se poate. 3 ani, nu faci nimic. Bun. Și spui că ai făcut 100 de milioane de euro investiți în Deva. Să le văd și eu. Îl rog și încă o dată, public, domnule primar, spuneți-ne cu subiect și predicat numele proiectului, valoarea, data începerii implementării și când s-a finalizat. Și atunci am să spun, jos pălăria, îmi cer scuze, public, în fața tuturor, am fost un mincinos, domnul Florin Oancea a reușit, 100 de milioane de euro investite. Repet, numărul criteric. 1. Proiectul, denumirea, data de început, data de recepție finală a lucrării și valoarea proiectului. Dacă dumneavoastră reușiți să faceți acest lucru, să ne spuneți nouă devenilor că avem 15 proiecte, 20, 50, de valoare însumată de 100 de milioane de euro, eu personal vă felicit și promit să-mi retrag candidatura de la primăria municipiului Deva și să vă susțin, domnule primar. Ce dacă dumneavoastră mă arătați mie 100 de milioane de euro investite în Deva, după cum v-ați lăudat,
Eu sunt dispus să fac lucrul ăsta și să spun, măi Clej, ești chiar nebun, nu vezi bine? Un astfel de primar care în 3 ani de zile investește 100 de milioane de euro într-un oraș, trebuie să-și ducă proiectele mai departe. Interesantă afirmație. Deci cea mai mare provocare, și aș lansa această provocare și contracandidaților mei. Nu poți, dacă un om reușește să introducă în Deva 100 de milioane de euro proiecte finalizate, implementate. A, deci finalizate și implementate. Pe ce înseamnă un proiect finalizat? Început, termen, un proiect are T0 și termen final. Cu o durată de timp care poate să fie mai scurtă sau mai lungă, cu buget necesar, finalizat. Dar despre ce povestim? Despre idei de proiecte. Despre mi-ar place să fie așa. Și eu aș vrea să am la Deva. Hollywood. Și eu vreau să am Parisul. Dar aș vrea să am și turnul din Pisa. Și să am și stadionul, nu știu care, Wembley. Maracana, nu. Nu poți să ieși așa. Nu poți să iei în derâdere nepriceperea unora sau naivitatea altora. Chiar nu poți. Avem nevoie de oameni responsabili. Oameni care să vină în fața electoratului și să spună, nu-i chestia că nu vreau să fac. Nu pot. Nici eu, nici nimeni. Dar dacă știu că vine un tupeist, un irresponsabil și spune, îți fac eu, cât vrei, 50 de blocuri anvelopate, ți le fac eu pe toate. De aia suntem aici unde suntem. Pentru că respectul față de Devea nu există. Îți permiți să-l minți cu nonșalanță, cu nerușinare, știind că în cei 3 ani de zile, cu siguranță omul uită. Iacătă, există nebun ca și mine care nu uită și care te trag de urechi, indiferent cum te numești tu. Ești primar, viceprimar, administrator public, ai fost plătit din banii noștri, implicit și ai mei, cu sute de milioane de lei vechi lunar, ca să-ți faci datoria. Ți-am dat girul, votul, bani, un consiliu local majoritar, să te văd la treabă. Dacă n-ai reușit să faci treabă, îți iei ca la bălâcurile și a plecat acasă. Bun. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept și altă dată. Emanuel Clej, candidat la primăria municipiului Deva din partea ALDE, a fost invitat în fotoliu cu ghimbi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!